Bună, doamnelor și domnilor, sper să putem să ne vedem așa. Vă rog să faceți abstracție de faptul că mașina mea este extrem de murdară. Este murdară pentru că nu a mai fost spălată de jumătate de an, cred. Deschid acest vlog săptămânal din mașină, pardon, scuzați-mă, pentru că e un zgomot infernal la birou, pentru că se reface zona din jurul blocului. Va fi făcută foarte frumos, într-adevăr, și va arăta cum nu a arătat niciodată, dar asta înseamnă că este un zgomot absolut infernal și efectiv astăzi nu am putut filma. Am fost la birou, mă pregătesc pentru un târg despre care o să vă povestesc imediat ce ajungem acasă, însă deocamdată o să mergem la niște cumpărături pentru că mă duc spre casă și mă voi opri la Kaufland pentru că o să utilizăm taloanele pe care le-am luat săptămâna trecută în urma produselor pe care le-am reciclat și voi duce la reciclat alte produse, însă nu o să vă zic despre ele în clipul acesta pentru că vreau să filmez un clip special în care să vă povestesc unde și cum și ce reciclez eu. Știu că nu e un clip de interes și știu că probabil nu o să facă vizualizări, însă nu mă interesează lucrul acesta. Din punctul meu de vedere, mi-ar plăcea să facă extrem de multe vizualizări, astfel încât informația să ajungă la cât mai mulți oameni și să dau cumva ceva comunității, respectiv niște informații care să ne ajute pe noi să fim un pic mai buni, să salvăm planeta și să facem un pic de bine, pentru că până la urmă despre asta este vorba atunci când decizi să reciclezi și decizi să adopți un stil din ăsta de viață foarte, sau nu chiar foarte, un pic eco-friendly, ca să zic așa, faci un pic de bine naturii și faci un pic de bine mediului și, nu știu, sper ca într-o zi să avem și vești bune în ceea ce privește planeta și să se degradeze un pic mai puțin decât se degradează deja și treaba asta se întâmplă doar datorită nouă, așa că doar de noi depinde să minimizăm un pic efectul pe care îl avem asupra planetei și asupra mediului înconjurător. Gata, o să povestim în clipul acela ce reciclez, pentru că reciclez absolut tot, de la hârtie până la haine și de ce susțin cumpărăturile din SH și așa mai departe, pentru că și aici o componentă din asta sustenabilă, ca să zic așa, și aici o componentă din asta care ține tot de reciclare până la urmă și o să vă povestesc și despre târgul yard sale-ul la care merg sâmbătă. O să vină vlogul acesta din păcate duminică, după ce eu voi fi fost deja la yard sale, însă vă țin la curent pentru următoarele ediții și poate la una dintre ediții chiar ne întâlnim față în față și bem o cafea, pentru că de obicei se țin târgurile acestea în cafenele și mi-e foarte dor pentru că n-am mai fost de dinainte de pandemie, dar hai că povestim acasă pentru că iar mă întind foarte mult. Mergem la Kaufland și când ajung acasă vă arăt și ce am cumpărat de la Kaufland, pentru că o să fac ceva mai multe cumpărături și mai povestim acolo. Haide să facem haul, pentru că dacă tot am făcut shoppingul săptămânal, care de 2 milioane, adică ia să ne dăm un pic mai așa, n-ar putea să fie mai mic de atât, vreau să vă arăt și ce am cumpărat de la Kaufland. Nu aș vrea să repet informația, sincer sper că v-am zis de ce m-am dus la Kaufland și care a fost scopul și durata vizitei, de ce și care a fost, înseamnă același lucru. Înainte să începem, vreau să vă arăt noul nostru dressing. Acesta este noul nostru dressing. I-am călcat aseară, cred că vreo 20 de tricouri lui Cristian și pentru că am multe umerașe la birou, dar nu prea am aici și pentru că sâmbătă merg la târg, sper că v-am povestit și de târg, nu, am zis că vă povestesc acasă, asta mi-aduc aminte, povestesc aici. Vă povestesc aici, ca să nu facem și o cacofonie. Pentru că merg la târg, am nevoie de toate umerașele, așa, cricourile lui sunt acolo, în felul acesta, pe scaun, ca atunci când eram noi adolescenți și dressing-ul era practic un scaun și o să le punem pe toate frumos în șifonier în momentul în care se termină cu târgul și Doamne ajută să vând cât mai multe lucruri. Vă povestesc imediat și despre târg. Acum, haideți să vedem pe ce am cheltuit 197 de lei la Kaufland, ținând cont de faptul că 3 dintre produse au avut 50% reducere, adică exact cele 3
care sunt în promoția de la Bruscuță. Hai să vedem. Avem Persil Power Caps. Varianta asta de 13 este la ofertă la Bruscuță. Costă 24,99 de lei și am primit 12,50 lei reducere. Asta înseamnă că l-am luat cu 12,50 aproape. Mi-am luat două din astea și mai am cupoane, dar să știți că le-am păstrat pentru a le introduce în clipul acela și pentru a exemplifica exact cum stau lucrurile în clipul acela și de asta nu am cumpărat de toate. Bella Ideale este cel de-al doilea produs care se regăsește în această promoție. Poate să fie de 10 sau poate să fie de 20. Am dat pe acest Bella Ideale, nici nu știu, 6-7 lei, 6,99 lei și mi-au redus 3,50 lei. Sincer, la absorbante mi se pare un deal foarte bun. Nu mai știu cum sunt absorbantele astea, sigur le-am mai folosit, dar o să văd dacă îmi plac și ele suficient de mult astfel încât să îmi iau câteva, să am tot anul cu 3 lei, gen. Am mai cumpărat o casoletă din asta de baby spanac. Sincer, aș vrea să vă zic și prețurile pentru că sigur nu țin bonul ăsta până când am să editez eu acest clip, astfel încât să vă pun prețurile pe ecran și să meargă mai repede. Spanac bio 3,99 lei, așa arată. O să-l punem în smoothie sau o să facem salată cu el. Mi-am luat camembert. Pe acesta îl iau eu de la Delaco. S-a scumpit un pic față de până recent, când cumpăram cu 6 lei și ceva. A, bă, nu s-a scumpit. Nu, cred că am văzut prețul de la altceva. 6 lei 25 de bani. Mi-am cumpărat două. Am să vă arăt rețeta într-o zi pentru că este absolut delicioasă și chiar merită făcută. Și uite, poate săptămâna asta am să filmez 3 mese. Am să vă arăt cum fac eu 3 feluri de mâncare pe care le putem mânca la cină sau la prânz. Da? Cum la prânz toată lumea e la birou, mai degrabă la cină. Hai că poate mă organizez și filmez și avem clip săptămâna viitoare în sensul acesta. Am luat Almet 8,99 lei. Am luat varianta asta mare de 250 de grame pentru că am găsit-o și chiar nu mai aveam. Am luat niște ceapă roșie. Pe ceapa asta am dat 0,77 lei, nici măcar un leu. Am luat niște bucăți din astea mititele pentru că vreau să dai o ceapă, o pun unde am nevoie și apoi nu mai stau cu jumătate de ceapă în frigider, să miroase în tot frigiderul și așa mai departe. Telemea de vacă, la fel, am luat-o pe asta pentru salate, dar stați să o găsesc. 7,29 lei, e de la Hochland, mie îmi place, sincer, eu mănânc foarte des Hochland, iar Cristian nu prea are o părere. Am luat și acești cartofiori de covasna, iată un lucru românesc, un preparat, ca să zic așa, că sunt preparații aici, românesc. Mă bucur că am văzut că și românești, nu văzusem sincer chestia asta. Sunt preparați la covasna. Dacă i-aș găsi, mi-ar plăcea și mai mult. Deși nu prea îi găsesc pe aici, vreo 7-8 lei am dat pe ei. Ideea e că i-am luat așa, să-i pun direct în... A, uite, cartofi covasna, 8,49 lei. I-am luat așa, să-i trântez direct într-o tavă și să-i pun la cuptor și să avem o cină minunată, super califragilistică. Am luat o legătură de pătrunjel, n-am avut ce să fac, a trebuit să o pun în pungă pentru că nu m-am dus eu pregătită cu o punguță de-a mea. Pentru că îmi place să am pătrunjel tot timpul în casă și... chiar folosesc. Spre un leu am dat pe ăsta, spre disperarea lui Cristian, care nu prea agrează pătrunjelul, dar nu are ce să facă. Spicy Bites, le-am luat pe astea de la Agricola. Știți că v-am mai arătat că am tot, noi tot cumpărăm și cașcaval, pane din ăsta și aceste Spicy Bites, 12,99 lei. Am zis să fie acolo în congelator, astfel încât în momentul în care vrem o cină lejeră să ne putem folosi de ele. Am luat și acest meze, brânză pentru grătar, 13,49 lei, e de la Olympus. Oficial Olympus este marca de lactate pe care stomacul lui Cristian o digeră, o suportă, o tolerează, pentru că nu prea tolerează. Motiv pentru care am luat și laptele tot de la Olympus, 7,29 lei. Acestea au același preț,
Interesant, foarte interesant. Am mai luat și castravete, 2,54 lei am dat pe castravetele acestea, neinteresant pentru voi. Am luat o plasă din asta de avocado, știți că v-am zis că nouă ne lipsește niciodată avocado din casă și tot timpul cumpărăm plase din acestea, 9,99 lei. Îmi place că este sezonul acela în care avocado este ieftin, pe de altă parte nu este sezonul în care avocado este cel mai bun, pentru că de cele mai multe ori nimeresc și din aia care, din care salvez jumătate, jumătate arunc. Am luat puiul ăsta crescut cu porumb de la Sabin, mușchiules din piept de pui, pentru că m-am uitat în timp ce eram la birou, îmi plouă în gură, la un clip al Andrei Pletoianu, clip în care făcea crispy strip. Și pentru că noi nu am mai mâncat Mac sau KFC sau orice, orice fast food de un an de zile, sper că nu exagerez, comandăm burger și comandăm niște alte chestii, pizza și așa mai departe, dar nu am mai mâncat Mac sau KFC de un an de zile, așa că vreau să fac poate chiar astăzi la cuptor, nu prăjiți, la cuptor, și o să îi fac cu acești cartofi, că de-aia mi-a venit ideea să cumpăr și cartofii ăștia. Mi-am luat cereale de la Dr. Oetker Vitalis, să știți că eu pe astea le mănânc. Acum nu vreau să discutăm că au zahăr, că fac drec, că sunt procesate. Da, știu că sunt, dar atunci când nu mănânc porici cu Cristian, mănânc cereale din astea cu iaurt. Și am mai luat și aceste frigărui, care se dezmembrează pe aici, săracele. Am zis că o să le punem, avem un fel de grill, dar un grill tigaie din ăla care se închide ermetic și se fac acolo și cu un pic de abur, și cu, în fine, în toate felurile, și e valabil până pe 23.05, teoretic o să-l facem mâine, poimâine, dar am luat marca lor, văd, Pure Land sau ceva de genul, am luat casoleta asta cu frigărui, mă mănâncă nasul, 11,91 ron am dat pe aceasta. Aici avem un tortilla de la Chio, văd, credeam că este acel Dorito pe care îl cunoaștem cu toții. L-am luat ca să fac acei crispy strips și am luat varianta asta cu chili, pentru că o să mai pun eu restul în compoziție și cu siguranță o să se mai potolească acel chili și oricum mi-ar plăcea să fie crispy strips exact acelea care trebuie, doar că nu-l găsesc aici, nu văd unde este. Chio chili, 4,89 lei. Cam mult, cam mult, sincer, chiar cam mult. Așa, am mai luat aceste legume, pentru că probabil că nu o să fac la grătar tot puiul acela, tot mușchiulețul, și aici am să pun legumele astea cu orez în tigaie și cu bucățele de pui și o să iasă așa un fel de masă, sau poate că am să pun cu paste și cu smântână lichidă, o să văd. Am mai luat cu 8,50 lei aceste roșioare, nu mai avem chiar foarte multe în frigider și am zis să fie. Mi-a fost poftă. Nu am mai mâncat un der, Doamne Dumnezeule, nici nu mai țin minte de când și cred că am să-l mănânc pe ăsta. Nu știu dacă acum sau mâine, cam 2 lei am dat pe derul acela. Ideea e că am mai mâncat un pic de dulce mai devreme și parcă n-aș mânca așa chiar toată ziua, dar azi sau mâine am să-l mănânc. 5,10 lei niște banane, atât s-a putut. Asta a fost maximul de banană pe care am putut să-l iau. Și plasa asta cu mere. Tot timpul avem mere în casă, chit că punem în porici. În porici, Doamne! Chit că punem în, cum se cheamă, în smoothie sau mai știu eu ce mai facem noi, tot timpul avem mere în casă și 7-8 lei am dat și pe ele, nu mai știu, mere. 6,99 lei pe toată plasa aceea. Și astea sunt cumpărăturile, asta e tot ce am cumpărat, mă duc să pun astea pe aici ca să nu rămână la căldură. Ok, I am in love. Astăzi este... Ce zi este? Nu știu ce zi este. Astăzi este marți, bună să vă fie inima, să știți că sunt relativ proaspăt spălată pe păr. Astăzi nu m-am dat nici cu ulei, nici cu acel hair milk, de fapt aseară nu m-am dat cu acel hair milk și nu m-am dat nici cu ulei de dimineață, dar o să rezolv problema aceasta curând. Mă grăbesc să plec, mă grăbesc, relativ, trebuie să plec, am în jumătate de oră, tocmai am filmat un reel pentru cei de
la Alpha Parf pentru Semidilino, e foarte faină gama aceea. Dacă sunteți în căutarea unei game care să trateze, ca să zic așa, galbenul din păr, să știți că aceea este gama. Stați să o aduc, stați așa un pic să o aduc, să o și vedeți. Și să și reiau ca să ne și înțelegem, dacă sunteți blonde, blonde, și aveți nevoie de niște produse care să taie galbenul acela inestetic, sau dacă sunteți brunete și vă confruntați cu portocaliul, să știți că există gama asta Semidilino, aceasta este pentru păr blond, ia să nu pun focus pe fața mea, dar există și varianta pentru păr brunet, aici avem Semidilino blond, așa, și există și varianta pentru păr brunet. Găsiți produsele pe Salon Provider, pe BBT, pe Farmacia Tei și pe încă alte niște site-uri, Bold, nu știu ce, Young and Bold, ceva de genul ăsta. Ideea este că găsiți pe Farmacia Tei, pe BBT și pe Salon Provider, cel puțin sunt produsele acolo. Să știți că sunt foarte, foarte bune. Le folosesc deja, cred că de 3 spălări, aș zice, sper să nu greșesc când spun asta, și chiar îmi place cum rămâne părul meu după utilizarea lor. Într-adevăr, în cadrul acestor 3 spălări, o singură dată am testat crema neutralizantă, crema neutralizantă, parcă așa se numește, de la L'Oreal, una dintre cele două butelcuțe mititele. Nu, șamponul într-adevăr este bun, dar crema, nu. Ok, ce se vede pe aici prin spate? Ia să văd ce se vede pe aici, hai că e bine. Suntem în Target, suntem în dormitor, filmez aici pentru că după o să plec. Motivul pentru care am intrat aici este că vreau să vă arăt un colet care tocmai ce a ajuns la mine și pe care nu-mi vine să-l desfac. Așa arată. Este absolut superb. Ziceți-mi voi dacă ați mai văzut ceva mai frumos de atât. Este absolut, absolut superb. Și o să-mi fac curaj și o să-l desfac, deși sper să pot să-l pun la loc, pentru că aș vrea din toată inima să îi fac niște poze foarte drăguțe și chiar sper să mă descurc să-l pun la loc. Coletul acesta este de la Uriaș și a venit prin prietenii mei de la Prime Road Media, care sunt foarte drăguți și tot timpul am primit colete foarte, foarte simpatice și sunt foarte încântată, în primul rând pentru faptul că ador produsele Uriaș și le folosesc cu drag de ceva vreme, și în al doilea rând pentru că aici sunt numai produse cu protecție solară și știți că am o afinitate pentru produsele cu protecție solară. Hai să vedem ce am înăuntru. Oh la la, câte produse! Dați să vă arăt și vouă și cred că am și o geantă de plajă. Dragostea mea, agențiile de plajă. Astea sunt produsele, vreau să vi le arăt și vouă și o să vă zic câteva cuvinte și despre ele și cu siguranță o să ne mai auzim, cel puțin cu crema de față, musai. Sunt obsedată de cremele de față, să știți că de o săptămână o folosesc pe cea de la Hada Labo. Este divină și are un raport calitate-preț foarte bun. Dar, pentru că știu că și în coletul acesta am o cremă care mi-a atras atenția mai mult decât celelalte, deși le voi folosi pe toate negreșit, o să o folosesc și pe aceasta o perioadă și apoi am să revin cu niște clipuri în care facem niște comparații între ele. Cred că nu exagerez dacă zic că am 7 creme cu protecție solară deschise în momentul acesta, dar oricum le folosesc în disperare pe toate, prin urmare, asta este foarte bine. Portofoliul lor în ceea ce privește protecția solară este destul de variat și avem aici cremă colorantă, fer și gold, cremă de față și spray invizibil, oh my god, vreau, spray invizibil, ce drăguț, da, așa, spray uscat, față și corp, am și spray uscat, nu cred că am, dar nu-i nimic, îl cumpăr eu, nicio problemă, da, mă bucur că există, pentru că să știți că îl foloseam, anul trecut cel puțin l-am folosit pe cel de la Garnier, doamne, și cât îl căutam prin magazin, nu vreți să știți, fluid matifiant, ăsta foarte bun pentru mine, să văd dacă îl am și eu aici, cremă de față, spray invizibil, față și corp, fluid ultra lejer, stick invizibil, spray invizibil, de ce sunt
3, denumit spray invizibil față și corp, habar n-am. Ah, pardon, piele normală sensibilă deschisă cu parfum, ten mixed gras, piele normală sensibilă deschisă fără parfum, copii fără parfum. Aha, am înțeles acum. Și ten intolerant fără parfum, deci există și produse pentru ten intolerant, oare asta o fi? Hai că văd, hai că vedem. Ideea este că am aici o grămadă de informații, mă interesez, conspectez și voi reveni cu impresii către voi și o să o luăm într-o ordine neordine. Avem aici o scrisorică de la ei cu privire la produsele pe care le avem în acest colet. Mulțumesc Uriaș, mulțumesc Prime Road Media, sunteți foarte, foarte drăguți ca de obicei. Avem așa, Barrier Sun, cremă hidratantă, rezistentă la apă, SPF 50. Ok, așa arată. Arată exact ca și celelalte creme cu protecție solară pe care le mai am eu deschise acum. Ia să vedem aici. Pare că intră foarte repede în piele, dar păstrez informațiile astea pentru un clip dedicat pe care o să îl fac, pentru că, din punctul meu de vedere, protecția solară este foarte importantă și sunt de părere că ar trebui să avem în vedere să ne protejăm tenul indiferent și corpul, indiferent de situație, indiferent că e vară, că e iarnă, pentru că radiațiile trec prin nori. Și faptul că există atâtea creme cu protecție solară nu poate să fie decât un lucru care să ne bucure și trebuie doar să le folosim. Ce mai avem aici? Barrier Sun, spray invizibil, rezistent la apă, SPF 50+, pentru piele sensibilă, scrie pe el. Ok, UVA, UVB, lumina albastră foarte înaltă. Ce mi se pare foarte interesant este faptul că acest produs, de exemplu, protejează și împotriva luminii albastre. Așa că, dacă lucrați foarte mult la calculator, poate aveți în vedere să vă protejați tenul cu SPF. Cremă minerală, fără parfum, fără filtre chimice, UVA, UVB și probabil că și aceasta. Nu, la asta nu scrie că protejează și împotriva luminii albastre. Și ce mi se pare foarte interesant și e de aplaudat, faptul că protejează oceanele prin aceste creme, la modul că nu au filtrele acelea chimice care afectează mările și oceanele. Așa arată și recipientul acesta, cu siguranță vom mai povesti despre el curând, când o să-l și folosesc un pic. Mai am o apă termală, apa asta termală este Dumnezeu pe timpul verii, când este foarte, foarte cald și simți așa nevoia să te reîmprospătezi. Și nu știu ce este acesta, soothing gel, ok, gel calmant antiprurit, calmează pruritul de orice natură, tratament antimâncărime special conceput pentru pielea iritată și fragilizată în urma alergiilor. Foarte tare! Înțepături de insecte, arsuri solare, varicelă cu efect imediat. O, uitați-vă la crema asta și mămicilor, cel puțin, dacă nu toată lumea, mămicilor, țineți minte că această cremă calmează și înțepăturile de insecte și protejează și, sau calmează pielea după expunerea la soare și așa mai departe. Ok, este un produs pentru corp și nu are parfum și este hipoalergenic. Este de avut în vedere, așa arată, se cheamă Pruris, ceva de genul acesta. Faceți voi aici un print screen dacă sunteți de părere că aveți nevoie de produsul acesta. Mie îmi plac produsele celor de la Uriaș, le-am folosit tot timpul cu drag. Mi se pare că sunt niște produse făcute responsabil, prin urmare e foarte, foarte drăguță treaba asta. Și mai am produsul ăsta, care vine de la Pure Essential. Sper că zic bine. Bite and String, adică un spray împotriva înțepăturilor de insect. Protejează împotriva țânțarilor, țânțarilor tigru, căpușelor și altor insecte. Și atenție că vine sezonul, iar el arată așa și mi se pare că este și ușor de administrat. Haide măi! Stați să-i facem... Mai! Aha! Gata, își face acum loc să iasă. Nu mi se pare că miroase cumva, sper că
A, ba da, are un miros mentolat, e eficace 6 ore și mi se pare că e foarte ușor de administrat pentru că vine în dozajul acesta spray. N-am mai văzut niciodată un recipient din ăsta care să aibă un spray în capăt, dar e interesant. Și mai am aici o gentuță de plajă, nu o mai scot de aici pentru că... Gata, vreau să termin cu acest clip astfel încât să pot să, adică vreau să termin cu intervenția în acest clip astfel încât să pot să mă schimb și să plec acolo unde am treabă. Iar noi ne auzim fie după amiază, fie mâine la birou pentru că am niște treburi de făcut și astăzi probabil că o să fiu pe grabă, trebuie să închid și o campanie și o să fie o zi super ocupată. Mulțumesc, Uri, și mulțumesc Prime Road Media pentru acest colet minunat. O să încerc să-l fac așa pentru că aș vrea să-i fac un clip lui și aș vrea să introduc produsele din acest colet într-un clip special pentru că merită și pentru că îmi place să susțin brandurile care au produse faine și cu produsele cărora interacționez foarte bine și mi se pare normal ca dacă îmi place ceva și am un feedback pozitiv pentru ceva să îl dau mai departe astfel încât informația să ajungă la cât mai mulți oameni. Doamne, cât îmi este de cald! Efectiv mor de cald și este mai. Nu vreau să-mi imaginez cum o să fie în iunie și în iulie. Acum mor de cald. Ne auzim mai târziu. Sper că v-am adus niște informații noi și dacă erați în căutarea unor produse, le găsiți pe acestea. Am făcut-o înapoi, a rămas așa frumușică. Le găsiți pe acestea prin magazine și pe ele le găsiți la BBTEI, cu siguranță la Farmacia Tei, că asta voiam să zic, la Farmacia Tei, că este mult mai la îndemână. Și cu siguranță mai sunt și alte business-uri online care comercializează aceste produse. Ideea este că le căutați pe Google și le luați de unde vă este vouă mai ușor. O să vi le pun și eu în descriere de pe unde le găsesc. Cred că Notino e cel mai accesibil ca și locație dintre toate acestea. Plus că dacă deschizi Notino mai dai și alte comenzi. Și mai ai și un rujuleț și un fărduleț și mai știu eu ce. Gata, nu mai pălăvrăgesc, mă duc, ne vedem mai târziu, vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc o zi minunată. Și revin în 3 secunde, evident. Ah, și by the way, mi-am făcut unghiile, ia uitați-vă ce am făcut aici, aici am desenat semnul de la Xbox pentru că am folosit o gele pe care le-a lansat Opi în colaborare cu Xbox. Uite, și aici mi-am făcut o treabă, și aici mi-am făcut o treabă și urmează să fac un material și pentru ei și mi s-a părut drăguț așa. Nu se asortează cu rochița aceasta, dar o să-mi schimb imediat rochița înainte să plec pentru că m-am și machiată și am mai... Da, domnule, m-am machiat. Revin. Stați să vă arăt prin această plantă și ce frumusețe mirobolantă sunt astăzi. Mi-am pus pălăria, nu v-am arătat pălăria, vă zic mai încolo despre ea. Mi-am luat-o de la Sinsay cu 25 de lei și am această rochiță. Această rochiță pe care am luat-o din SH-ul acela la care merg eu, dar mai de mult prin iarnă, ceva de genul, și sunt gata, am cablurile ieșite pe aici, sunt gata de plecare, am Ben Simon în picioare, adică ei, sunt gata de plecare, astfel încât să livrez comenzile și poate să beau o cafea la emoția, poate. We will see. Nu știu în care viață o să spăl și eu mașina asta, dar dacă tot suntem aici, haideți să vă arăt și accesoriile. În primul rând am pălăriuța asta, drăguță, cu o fundiță neagră, pe care am luat-o de la Sinsay zilele trecute. Mi-a luat-o Cristian cadou, de fapt, și pe care am dat 25 de lei. Mi-am pus colierul ăsta de la Sassimo, cel cu, cum se cheamă, cu steluță, și pe acesta l-am luat din Sinsay cu semilună, cu 5 lei, aveau niște reduceri la un moment dat. Rochița asta, pentru că este lungă și flu-flu, pe care am luat-o din, cum se cheamă, din SH, cel la care merg eu cel mai mult. Foarte drăguță pentru perioada asta este. Și inelele acesta și acesta, pe care le-am luat de la Târgu de Cristale, la care, by the way, trebuie să mai mergem. Gata, haide să pornim, este incredibil de cald în mașina mea. Incredibil! Bună! Bună! Am venit la cafea la emoția, ca să știți. Și suntem aici pe treabă. Ia să vedem cum este această cafea.
care nu este făcută nici de Colin, nici de Andreea. Da, de ce? De ce ce? De ce nu e? Pentru că ne-au părăsit și s-au dus la Cluj. Doamnelor și domnilor, hai să povestim acum, că nu știu dacă mai avem când să mai povestim astăzi. Să știți că am ajuns acasă, am fost la Unirii, cred că v-am zis treaba asta, am predat niște comenzi și am băut și o cafea cu cătă la Emoția. Se uitau niște oameni ciudat la mine și acum mă duc spre casă pentru că cred că o să înceapă și o ploaie. Pentru că mai am niște treabă pe acolo și vreau să o fac pe toată. I-am luat și lui Cristian o cafea de la Emoția. Vreau să îmi termin treaba și să fac un duș pentru că mor efectiv de cald. Am intrat să vă spun că am filmat și în H&M și cred că vineri va fi apărut deja clipul în care vorbesc despre reciclare, unde și cum reciclez eu. Sunt foarte, foarte happy că am reușit să duc și la H&M și m-au lăsat și să filmez un pic acolo și o să vă povestesc mai multe în clipul dedicat. Vi-l pun pe aici dacă a apărut deja, dacă nu va apărea cu siguranță săptămâna viitoare. Este extrem, dar extrem de cald în București. Sunt efectiv terminată de cald, dar mă duc acum acasă să îi duc cafeaua lui Cristian, să mâncăm ceva și să ne punem pe treabă. Așa că cel mai sigur o să ne auzim de mâine sau o să ne auzim mâine de la birou. Am uitat, sunt blurată, nu înțeleg de ce, am uitat să vă zic faptul că sunt biruitoare. Am intrat în H&M, m-am uitat peste tot și nu mi-am cumpărat nimic. Încă, pentru că am văzut niște chestii, îmi pare rău pentru soare, dar asta este, am văzut niște chestii foarte drăguțe, doar că m-am abținut. Sunt mândră de mine că m-am abținut. Oricum, sâmbătă merg la târg, o să vă mai povestesc despre târgul acesta. Sunt mândră de mine că m-am abținut și că am făcut o faptă bună, adică nu mi-am cumpărat haine. Multe haine. Mai încolo. Un pic mai încolo. Bună dimineața! Astăzi, doamnelor și domnilor, vom avea un daily vlog și, ca orice daily vlog ce se respectă, nu putem să începem ziua decât cu o sesiune de shopping. Îmi caut un dezinfectant și nu îl găsesc pentru că am ajuns acum la mașină, o să merg la birou, nu o să stăm foarte mult astăzi la birou, dar mergem că avem un pic de treabă, însă înainte de birou o să facem o sesiune mititică, mică, de shopping, pentru că avem nevoie de niște draperii noi. Sunt hotărâtă să fac niște schimbări, mi-am pierdut și capacul de la dezinfectant, sunt hotărâtă să fac niște schimbări în casă și am început deja de ieri. Nu mai știu dacă ne-am auzit ieri, ba da, ne-am auzit pentru că am fost în oraș împreună, însă nu găsesc capacul, o să-l găsesc eu altă dată. Hai să facem așa. Hai să nu mai pălăvrăgesc așa mult și să mergem la cumpărături pentru că se anunță o zi lungă. Și nu știu dacă v-am zis, dar eu astăzi mi-am programat să spăl geamurile și afară plouă. Nu știu cât o să plouă, dar ne uităm imediat pe telefon. Ia să vedem. Alo? A, păi hai că mă duc acum în fața blocului să mă întâlnesc cu el. Când vine? Evident că trebuie să merg să mă întâlnesc cu un curier, eterna poveste, trebuie să mă întâlnesc cu un curier. Stați așa un pic să văd cât o să mai plouă astăzi, iar mă sună Cristian. De pe la 1 teoretic n-ar trebui să mai plouă și o să fie și cât de cât cald, așa că asta este foarte bine pentru că probabil că după amiază o să pot să spăl și geamurile și să punem și noile perdele și așa mai departe. Hai să mergem deocamdată și ne mai auzim pe parcursul zilei. Știți ce facem astăzi? Facem un unboxing special, un unboxing
ce ține de curățenie și să știți că am filmat între timp și un clip pe care voi l-ați văzut deja vineri pe canal și sper că v-am inspirat astfel încât sâmbătă dimineața, să zicem, am făcut treabă împreună. Eu de pe YouTube și voi de la voi de acasă. Vreau să vă arăt coletul acesta care a ajuns la mine de la prietenii de la AS. Voi nici nu cred că îl vedeți. Ia uitați-l cât este de mare și cum vi-l arăt eu așa cu spatele. Ia uitați-l. A ajuns de la prietenii de la AS care m-au pus la treabă, m-au pus la curățenie și vreau să vă arăt și vouă ce minunății de produse am aici. Cu mențiunea că cunoștințele mele în ceea ce privește produsele AS se limitează la Eternul Clor, pe care mama mea îl folosea de când eu eram mică. Opa, și avem aici un înălbitor gel. Ia uitați-vă ce interesant e produsul ăsta. Nu știu dacă îl cunoașteți sau dacă l-ați folosit. E albastru, aș zice, din cât văd aici. Și spun ei aici că este mai eficient, este fără stropi și se folosește pentru rufe, evident, și are un miros floral, ceea ce este foarte bine pentru că mirosul acela de clor era tare deranjant, nu-i așa? Totodată, cineva bocăne, ciocăne, dă cu ciocanul, dă cu ceva pe aici, nu am ce să fac, asta se întâmplă toată ziua, trebuie să ne descurcăm așa cum putem ca să și filmăm. Mai am aici un degresant, ăsta e pentru bucătărie, totodată și pentru pete și pentru rufe colorate și delicate, pentru petele de pe haine, că asta voiam să zic, interesant. Produsul ăsta este de mare ajutor, mai ales în ceea ce privește prosoapele de bucătărie care trebuie degresate și care trebuie să fie fără pete, nu știu cum să zic, ceva de genul. Mai am aici un produs tot pentru bucătărie, Without Bleach, tot fără clor. Interesant și acesta, o să le și folosim în curând. Ăsta văd că nu lasă urme și este pentru aragaz și cuptor și un grătar din ăsta de barbecue. Mai avem un produs care se adresează bucătăriei, băii și suprafețelor, spray mus, spray cu spumă, înălbitor și degresant, de mare ajutor, mare, mare ajutor și acesta. Mai avem un igienizant, doamne, doamne cât de fericită sunt că există produsul acesta. Știți că eu folosesc igienizant și ce bine și discret miroase el. Știți că mie îmi place să folosesc igienizant mai ales pentru rufele sau pentru hainele lui Cristian, cele de sală. Așa, ce avem aici? Detergent, înălbitor și detergent, un produs pe care probabil că o să-l folosesc pentru toaletă, are și capătul acesta destinat toaletei. Este cu, și pentru cadă văd că merge și pentru chiuvetă, este cu parfum de lămâie. Aici încă un produs care are un sistem foarte fain, nu știu dacă îl vedeți voi, dar îl descriu ei aici, îl exemplifică. Este un, cum se cheamă asta, înlătură de punerile de piatră până la 100%, un îndepărtător pentru depunerile de piatră, e pentru vasul de toaletă. Așa, ce mai avem aici? Baie, un AS pentru baie, foarte de ajutor și produsul acesta, îmi place că are și pulverizator, o să-l folosesc și pentru capul de duș sau capătul de duș, cum se cheamă el, pentru că are nevoie de îndepărtarea depunerilor care se adună acolo. Mai avem produsul acesta pentru pardoseală, o să facem curat și cu el, și aceste două produse pentru toaletă. Știți că eu nu sunt fanul produselor de genul acesta pentru că le prefer pe cele care se pun direct pe toaletă fără un rezervor din acesta și care practic se macină atunci când tragem apa. Am o
cărticică din aceasta cu informații. Pe cei de la ASI găsiți și pe Instagram și pe TikTok. Ia uitați-vă aici și spune aici, există un as pentru fiecare tip de murdărie, câte case, atâtea provocări de curățenie și tot atâtea alegeri de făcut. Ok, as e mai mult decât clor, poate face multe pentru nevoile casei tale. Curățenie cu mai mult parfum pentru podele, inovația Shield anticalcar pentru baie, foarte interesant. Mă bucur mult că am descoperit și produsele astea, pentru că sincer eu credeam că as se limitează la clor. Și mai am aici, ce mai am? Două pachete de șervețele igienizante. Ăsta e pentru bucătărie și acesta este pentru baie și suprafețe din bucătărie. Probabil că au ele o diferență. Și cam ăsta este coletul care a ajuns astăzi. Mai aștept un colet, am mai făcut și ieri un unboxing. Mai aștept încă un colet, o să-l desfacem și pe acela. Dar până atunci mă apuc să fac curat, pentru că este super nevoie. Trebuie să vă fac o mărturisire. Am uitat unde am parcat. Da, eu am uitat unde am parcat. Treaba nasoală este că mă învârt pe aici, îmi caut mașina și nu o găsesc. Și treaba și mai nasoală este că l-am rugat și pe Cristian să facă asta de dimineață când a plecat și nu mi-a dat un răspuns pozitiv. Efectiv nu știu unde am parcat. Mă duc la birou. Vorbim de acolo. Asta după ce găsesc mașina. Evrica! Am găsit-o! Am găsit-o, cred că am speriat pe cineva care trecea pe lângă mașină. Am găsit-o într-un final. Mă, cum să uiți unde ai parcat? Deci nu înțeleg cum să uiți unde ai parcat. Deci mi se pare incredibil. Da, hai să mergem la birou. Uf! Bună, bună! Mi se pare că ne vedem ciudat. Sper să nu ne vedem ciudat totuși. Să știți că sunt la birou. Astăzi este, nu știu ce zi este, astăzi este vineri. Astăzi intră clipul în care vă arăt, în care facem curat împreună. Nu mai știam ce clip avem astăzi pe YouTube și ce mult mă bucur că suntem deja 2024 aici. Creștem încet și sigur. Mi-ar plăcea să creștem mai mult și dacă vreți ajutați în sensul acesta, poate mă ajutați cu un share pe Facebook-ul vostru al unui clip care vouă vă place. Vreau să ne facem mulți, mulți, cei mai mulți să fim, cei mai mulți. Sunt super strălucitoare. Să știți că testez acest SPF de la Hada Labo pe care l-ați văzut atunci când am desfăcut boxul, buzzbox-ul lunii mai. Divin, îmi place foarte, foarte mult. Flash sale pe sabon. Din păcate nu mai au produsul pe care îl ador eu, dar asta este. Ziceam că sunt la birou, am făcut treabă, m-am pregătit pentru târgul de sâmbătă. Am zis că vă povestesc și nu cred că v-am povestit, iar nu cred că am deschis camera pentru că am fost acasă și am editat mult, foarte mult și mi-am mai pus la cap la cap toate materialele pe care le-am de făcut. Am răspuns și la multe mail-uri, la o grămadă de mail-uri și încă mai am de răspuns câtorva, dar ușor, ușor o să le fac pe toate. Am zis că vă povestesc care este treaba cu yard sale-ul la care merg. Ei bine, ca să înțelegeți așa un pic istoria și probabil că o să mai repetăm și într-un clip special pe care îl pregătesc și abia aștept să fie gata, cred că săptămâna viitoare, adică săptămâna care începe de mâine față de azi, duminică, moment în care o să vedeți voi clipul acesta. Ziceam că la un moment dat, pentru că mergeam foarte mult în afara țării și îmi cumpăram foarte multe haine, cred că m-ați mai prins povestindu-vă despre treaba asta, am avut o perioadă în care mergeam de două ori pe an în afara țării, odată iarna și odată în februarie și odată în august, și îmi cumpăram haine doar din Grecia, din Spania sau din Italia. De principiu cumpăram Inditex, Zara, Bershka, Stradivarius, mostly Zara, și uite așa, cu 200-300 de euro veneam cu un geamantan plin de haine care însemnau garderoba mea pe un sezon. Acum nu cred că mai e chiar așa, adică la modul eu dădeam în medie, să zicem că 2 euro, 3 euro maxim pe un tricou de genul ăsta. Dădeam
10 euro pe o rochie, 15 euro pe o pereche de încălțări, ceea ce nu se putea la vremea aia în România și nici acum, că acum mi se pare că sunt și mai scumpe decât atunci. Dar pentru că foarte mult timp am adunat foarte multe haine, la un moment dat am găsit soluții, pentru că le-am dat, ani de zile le-am dat, le ducea mamei și le dădea pe acolo prin oraș, pe la oamenii care erau mai așa, dar și nici ei nu prea voiau, la modul că nu vreau eu haine pe care le-a purtat altcineva, which is insane, dar să trecem peste chestia asta. Și am dat, am zis, bă, dar dacă omului nu-i plac sau dacă omul nu are nevoie, hai să găsesc alte soluții. Și căutăm pe internet, i-am găsit pe cei de la Yard Sale, exact așa îi găsiți pe Facebook, Yard Sale, o să vă pun pagina lor în descriere, care organizau periodic însemnând cam de două ori pe lună, doar că nu aveai voie să te înscrii la târguri unul după altul, trebuia să faci și pauză, pentru că încercau și ei să ruleze expozanții astfel încât să nu fie aceleași haine de fiecare dată, la modul că nu le-ai vândut săptămâna asta, te mai duci săptămâna viitoare sau ceva de genul ăsta. Și puteai să te înscrii gen o dată pe lună la târg, plăteai o taxă, era 75 de lei pe vremea aia, acum s-a făcut deja 100 de lei și mergeai acolo cu hainele, evident, hainele care erau în stare bună, nu cu toate rupturile și toate cele care mergeau făcute cârpe. Și vreau să zic că înainte de pandemie, cred că 2 sau 3 ani am fost la târgurile astea și am reușit în felul ăsta să găsesc noi căsuțe pentru hainuțele pe care, având foarte multe, apucam să le port de 2-3 ori. Acum, după toată perioada asta de pandemie, pentru că mi-am schimbat foarte mult stilul vestimentar, m-am bucurat foarte tare să văd că au reînceput târgurile și sâmbătă, adică ieri, față de când vă uitați voi la clipul acesta, sau în fine, sâmbăta trecută față de când vedeți voi clipul ăsta, o să fie prima ediție de după pandemie. Cred că prima ediție, pentru că eu până acum nu am mai văzut treaba asta. Și mă bucur foarte tare că voi merge și abia aștept să mă duc acolo cu toate rochiile de la Zara pe care nu le mai port, pentru că realitatea este că de un an și ceva nu am mai ieșit din bluci și din tricouri. Și dacă am mai purtat vreo fustă, uite, de exemplu, astăzi eu am pe cea de la Mojito, pe care cred că v-am arătat-o chiar în clipul acesta sau în cel de săptămâna trecută, nu mai știu. Cred totuși că în clipul acesta, o să vă arăt imediat la oglindă, dar port fustă odată la 3 săptămâni sau, hai să zic, în cel mai fericit caz, odată pe săptămână, în cel mai fericit caz. Nu vreau mai por rochii, foarte rar, o am pe cea pe care ați văzut-o zilele trecute, pe care efectiv o ador și pe care am dat, nu știu, 30 de lei, 40 de lei, asta iarnă dintr-un SH. Și probabil că mai am 2-3 ca ea și cam atât. Și vreau să merg la târg și dacă nu am să le pun și pe numai por, pentru că trebuie neapărat să fac ceva cu tot ce am, că ați văzut că eu în continuare cumpăr, într-adevăr, mai mult din SH decât din magazinele astea fast fashion, dar în continuare cumpăr. Așa că sunt super entuziasmată. Dacă vreți să-i urmăriți, urmăriți-i și voi, pentru că, nu știu, chiar dacă nu vreți neapărat târguri, poate că vreți să vă duceți să vă cumpărați de la târguri, sunt prețuri super ok acolo față de magazine, adică eu cel puțin o să-mi pun niște prețuri foarte mici, pentru că scopul meu este să dau mai departe hăinuțele, nu să mă îmbogățesc din chestia asta, dar pentru că nu mai am cui să le dau așa, m-am mai orientat către ceva, există în zona Crângaș un fel de comunitate care se cheamă Ex ceva. Ex, nu mai știu, o să îi caut pe Facebook, pe Instagram, că sigur îi am acolo, unde poți să duci de toate și ei îți dau niște vouchere în schimb sau poți să alegi să donezi și voucherele alea să, nu știu, beneficieze de ele cei săraci, ceva de genul. O să mă intereseze pe chestia asta și o să duc și acolo. Dar dacă există posibilitatea să merg la un astfel de yard sale, da, sigur o voi face. Cam atât despre yard sale, asta voiam să vă zic și vreau să mai deschidem un colet acum. V-am zis că e vineri? Da, v-am zis că e vineri. O să filmez probabil și mâine la târg și probabil că o să și închidem acest vlog săptămânal mâine, astfel încât să fie gata pentru voi duminică și sper să nu mai întârzi cu el, pentru că mi-am propus să-l pun la 2 și jumătate, dar mereu intervine ceva. Și duminica trecută, de exemplu,
A durat 5 ore ca YouTube să-mi verifice clipul și să-mi spună da, e ok to go. 5 ore, nu mai puteam de nervi. Dar, în fine, probabil că am nimerit eu o țeavă proastă și de-aia a durat așa, pentru că, în mod normal, n-ar trebui să dureze mai mult de o oră la un clip de o oră și jumătate. Sau, hai să zic, o oră și jumătate, să fie paritatea așa. Da, în fine. Hai să vă arăt un colet tare drăguț, de care sunt tare entuziasmată. Și dacă tot vă arăt coletul acesta, vreau să vă zic că e musai să îmi dați un follow pe Instagram, pentru că acolo, de la 1 iunie, o să am o surpriză pentru voi împreună cu acest brand. Brandul fiind Keida Skin. Sunt ferm convinsă că ați auzit de cei de la Keida și sunt ferm convinsă că știți cine sunt, așa că o să desfacem împreună acest colet. Mulțumim că ne-ai ales, ne onorează asta și în același timp simțim că avem o responsabilitate foarte mare. Vrem ca tenul tău să fie excelent, tânăr și sănătos. Tocmai de asta vrem să îți oferim informații mega valoroase despre skincare, ce să faci în fiecare zi ca să ai pielea wow. Scanează codul QR, ia să-l scanăm să vedem. Am mesajul acesta aici și aș vrea să scanez codul ca să văd ce informații se regăsesc aici. Haide mai. Nu? Haide mai. OpenKeidaSkin.ro. Ok, e un cod care mă duce pe site-ul lor și aici o să găsesc... ce inteligenți! Este un cod care mă duce pe site-ul lor, dar mă abonează cu succes la newsletter pentru că eu nu am citit ce scrie aici. Ce aici scrie așa. Scanează codul QR de mai jos sau intră pe adresa așa newsletter și abonează-te la cea mai bună sursă de sănătate pentru pielea ta. Deci, tocmai ce m-am abonat. Tocmai ce m-am abonat. Ia să vedeți și voi și tocmai ce o să primez mail-uri în fiecare zi. Da, în fine. Ok, hai să intrăm pe site și să vedem ce informații au ei aici. Știți că au niște creme, cu siguranță le-ați văzut mult până acum în online, niște creme și niște serumuri, adică o cremă și un serum pe care cu siguranță le-ați văzut mult în online, retinol și acid hialuronic, crema și serumul cu vitamina C. Vitamina C, iubirea mea. Așa că hai să vedem ce avem în colet, pentru că evident sunt aceste două produse pe care vreau să le desigilăm și vreau să facem o primă impresie, pentru că am promis, v-am zis mai devreme că din iunie o să am o surpriză pentru voi împreună cu cei de la Keida Skin și am convenit cu ei ca eu să folosesc produsele o perioadă înainte să pot să vorbesc despre ele în luna iunie și pentru că astăzi suntem pe 20 mai, o să am începând de astăzi exact 10 zile să vorbesc despre produsele acestea și să am o părere înainte să vin cu ele în fața voastră. Aceasta este crema, așa arată ea, îmi place foarte tare ambalajul acesta luxury și elegant, pentru că mi se pare că este foarte elegant. Este o cremă cu retinol și acid hialuronic care hidratează și reduce ridurile. Sincer, crema aceasta cred că ar fi bine să se regăsească în rutina mea de seară și e numai bine pentru că tocmai am terminat crema de la Capodarca pe care am pus-o în rutina de seară astfel încât să o termin, așa că după ce am terminat-o pe cea de la Pure Stem, m-am dus la cea de la Capodarca și e numai bine că am terminat-o astfel încât pot să o încep pe aceasta. O, Doamne, uitați-vă câtă eleganțenie aici, uitați-vă cât de bine arată produsul acesta. E foarte fain. Ce-mi place foarte mult este faptul că în recipient se regăsește și această lopețică, linguriță, cum vreți voi să-i ziceți, care să mă ajute pe mine să iau produs fără să contaminez întregul recipient. Hai să o desigilăm. Ok, ea are și capacul acesta cu care se închide etanș, de fapt, că așa este. Și are și un capac de protecție aici, este și sigilată. Foarte tare și cu toate astea, ia uitați-vă ce s-a întâmplat aici. Cu toate astea o să iau produsul de aici, o să-l pun pe mână și o să profit
de faptul că am aici un surplus ca să vedem și cum este și să nu contaminez totul. Ce vreau să vă arăt și vouă este modul în care arată această cremă, așa e. Nu are miros, lucru care este extrem de bun pentru cei cu pielea sensibilă sau pentru cei care nu preferă produsele care să aibă miros. Iar de intrat în piele, intră destul de repede, văd că și catifelează pielea într-un mod foarte fain. A intrat deja în piele, foarte tare! S-a absorbit, nu este lipicioasă, cel puțin la prima aplicare și imediat după aplicare nu este lipicioasă. Cred că ar putea să fie folosită și dimineața, deși partea asta cu retinolul mă cam induce pe mine în eroare. Doamne, dar a intrat în piele într-un mod extrem de fain. Nimic absolut nu mi-a mai rămas aici, astfel încât să îmi dea mie senzația aia de piele grisi, de exemplu, pe care o dă multa hidratare pe care o pot aplica. Foarte tare, foarte, foarte interesant. Sincer, nu mă așteptam să îmi placă de la prima impresie și mă așteptam să fie cumva mai hidratantă vizibil. Eu cred că este hidratantă în profunzime totuși, dacă s-a absorbit atât de repede și atât de bine, și treaba asta îmi place foarte mult. Partea cu reduce ridurile mi se pare că e cu dus și întors, la modul că dacă ai niște riduri precum le am eu pe astea, care sunt foarte adânci pentru că stau tot timpul încruntată și pentru că atunci când e soare nu pot să privesc și așa mai departe, și mi se întâmplă asta de ani de zile, nu cred că te ajută nicio cremă. Cred că acolo trebuie să fii cu botox astfel încât să mai faci ceva. Dar faptul că are retinol și acid hialuronic mă face să o vreau în rutina mea și îmi place foarte mult cum arată. Hai să o pun aici înăuntru, o să dezinfectez lopețica asta și o să încep să o folosesc evident cu ea. Sunt extrem, dar extrem de curioasă. Și mai curioasă sunt de acest serum cu vitamina C, pentru că știți că de ceva timp am o obsesie pentru tot ce înseamnă vitamina C și zic ei aici că e un produs făcut în Coreea. Interesant. Și aici scrie la fel, da, made in Korea. Se aplică pe pielea curată și uscată, masând ușor prin mișcări circulare, față, gât și decolteu. Aplicați de două ori pe zi, dimineața și seara. Da, nu știu ce să zic, cred că o să o aplic seara și o să mai și citesc despre retinol. Știți că am promis că o să mai citesc despre retinol de când am primit produsul acela de la Revox. N-am făcut-o pentru că n-am reușit să-l introduc în rutină, însă cu siguranță acum, cu ocazia asta, o să citesc destul de multe lucruri. Așa, vitamina C Pure Serum pentru toate tipurile de ten, așa arată ambalajul, reduce ridurile, elimină petele, uniformizează nuanța tenului, se aplică pe gât și decolteu, câteva picături, pe tenul curat și uscat, se masează ușor prin mișcări circulare până la absorb. Se utilizează dimineața și seara. Și aici mai avem și alte detalii. Serumul cu vitamina C pură, extract de cătină, acid ferulic, acid hialuronic, puternic antioxidant, care ajută la protecția contra radicalilor liberi, stimulează producția de colagen. Dar știți că v-am mai zis treaba asta, că vitamina C, serumurile cu vitamina C stimulează producția de colagen. Oh, cât este de frumoasă! Adorabil! Adorabil acest ambalaj, îmi place foarte mult, îmi place foarte mult și faptul că are pipetă, astfel încât pot eu controla cantitatea, iar ca și culoare, hai că voi nu vedeți, este așa. Hai să pun aici o picătură și să văd ce face picătura asta. Ok, e colorată. Știu că era o diferență între serumurile cu vitamina C care sunt deja colorate și cele care sunt albe sau, în fine, incolore, nu albe. Și nu mai știu acum ce se zicea despre ele. Aici văd că trebuie să masez un pic mai mult astfel încât să intre în piele și mi-a rămas pielea așa, uite, așa se vede cel mai bine la voi, dar cu siguranță se va absorbi. La fel, nu are parfum, nu are niciun miros. Și ce este interesant la produsele astea este că recomandarea lor este să se păstreze la frigider. Se va depozita la frigider ferit de îngheț și cred că mai cu seamă în următoarea perioadă ar trebui să facem asta pentru că e cald. Da, a intrat în piele, nu a intrat în pielele la
pielele, nu a intrat în piele la fel de repede precum a făcut-o această cremă care nu se mai cunoaște absolut deloc aici, da, trebuie să-mi fac și unghiile, absolut deloc nu se mai cunoaște, este incredibil cât de bine intră în piele, nu mă așteptam la așa ceva, cred că nicio cremă pe care eu am folosit-o până acum nu a intrat atât de repede în piele, acesta în schimb rămâne și ușor la suprafața pielii, dar nu cred că e deranjant. Hai că mă gândesc cum le folosesc, pentru că mă voi gândi cum le voi folosi. Cu siguranță sunt niște produse pe care le aveam pe listă de mult timp. Uite, poate odată o să vorbim despre wishlist-ul meu în ceea ce privește make-up, skincare și parfumuri, pentru că la parfumuri cel puțin am un wishlist destul de mare. Doamne ferește cât de faină e crema aceasta! Hai să vedem ce mai au ei pe site, pentru că am văzut că au și combinații, adică poți să îți iei ambele produse. Keida Skin Set, 234 de lei în loc de 284. Ia uite, a postat Diana Andronic, Travel Vlog. 234 de lei. Mai stați un pic până la începutul lunii iunie, pentru că o să am o surpriză pentru voi. Ia să văd ce înseamnă. 234, 284. Poate vreți să vă luați de acum. Da, dacă vreți să profitați și să vă luați setul sau mai așteptați până vă povestesc eu cum și în ce fel se întâmplă lucrurile cu produsele astea. Sigur ne auzim, pentru că impresia mea e foarte bună despre ele și cred că o să fiu foarte încântată pe termen lung, dar vom mai discuta despre asta. Gata, am terminat aici, este 2:30, aici o să mai am niște produse care trebuie să rămână la uscat, o să rămână până luni. O să mă apuc să sortez, aș vrea, toate produsele astea pe care le am de reciclat, pentru că vreau să merg să le reciclez, o să mă apuc să le sortez și după ce le sortez mă duc spre casă, pentru că, hei, mă apuc de editat, normal, am foarte mult de editat, ca de obicei. Și o să ne auzim mâine de la târg și atunci o să facem și încheierea vlogului, sper să nu uit să-mi iau ceva după mine, astfel încât să pot să fac totul mâine, acolo, să filmez, să vă arăt și vouă cum... Să vă arăt și vouă care e experiența de la Yard Sale și să știți de ce să le dați un follow, un like, un nu știu cum se cheamă, paginii de Facebook, astfel încât să știți când o să mai fie târguri și să mergeți dacă sunteți din București și vreți să le faceți o vizită. Așa, am zis că vă arăt outfitul zilei, ca să vedeți fusta, să vedeți cum îmi vine, este absolut superbă, îmi place foarte mult, cred că nu o să mai ies din ea vara asta, va fi una dintre cele două fuste pe care le voi purta vara asta și să vedeți și cum am asortat. Hai să mergem la oglindă. Acum, să scuzați și mizeria și oglinda, să știți că, da, sunt în reorganizări pe aici și de-aia nu, de-aia e totul peste tot, dar, totodată, iată outfitul. Aici am niște Adidas, un fel de, da, niște Adidas. Și asta este fusta, mă cuprinde din fericire, mai rămâne aici o bucățică la spate neînchisă, dar mă cuprinde, este foarte frumoasă, așa arată. Și m-am gândit să fiu marinăreasă astăzi și să o iau cu acest tricou, pe care cred că am dat 10 lei și l-am luat de la H&M, ceva de genul ăsta, și l-am și băgat pe aici, dar el a ieșit sărac, în fine, o să-l aranjez eu în loc înainte să plec. Fusta mojito, am dat, nu știu cât am dat pe ea, pentru că la Monda cumper doar la kilogram și am dat, ați văzut, 70 ceva de lei pe toate și am avut 3 sau 4 produse, nici măcar nu mai știu. Dar da, așa arată și e foarte, foarte frumoasă și vine foarte bine și cu Adidas și un outfit din ăsta casual de vară. Gata, ne vedem mâine! Doamnelor și domnilor, acesta este clipul de astăzi. Da, mă vedeți îmbrăcată la fel ca ieri, pentru că am zis că dacă tot o să fac de toate astăzi la târg și o să fie de muncă, pentru că e o muncă să cari toate cele, am zis că nu are sens să-mi iau alte haine, pentru că pe astea oricum o să le pun la spălat, așa că iată-mă. V-am filmat un pic câteva cadre de aici de la târg. Suntem la London Home, adică acolo, Londo Home,
și e o locație tare, tare faină, de care eu nu știam, sincer, dar se întâmplă. Acolo e târgul, dar o să vă mai povestesc eu și în săptămânile următoare legate de târguri, pentru că de principiu este o săptămână de una, nu, din câte știu, o să mai întreb acum și gata, se închide clipul acesta. Vă mulțumesc că v-ați uitat, vă mulțumesc că ați fost aici, cred că o să iasă tot lung. Ne auzim data viitoare. V-am pupat!